Hei, prieteni, eu sunt Laura și astăzi o să vă arăt noua mea colecție de slime. Dar înainte de a trece la acțiune, vreau să vă spun ceva. Clipul de astăzi este sponsorizat de Cinemania. Cinemania este un nou canal de YouTube, linkul o să-l găsiți acolo jos în descriere. Și pe acest canal de YouTube o să găsiți tot felul de materiale despre filmele care rulează în cinematografe. Cu ocazia lansării Missing Link sau Haios și Blănos. Mă poți duce acolo? Îți dau cuvântul meu. Bine, dă-mi-l. Ce? Cuvântul tău. Cum este cunoscut în cinema? Orice ați face, nu pomeniți nimic despre găină. Nici o găină, m-am prins, tac. Care-i faza cu găina? Cei de la Cinemania au pregătit câteva clipuri foarte interesante, precum Top 5 animații altfel sau Missing Link, animația surpriză a anului. În aceste clipuri puteți afla mai multe despre film. Filmul intră în cinema de pe data de 12 aprilie și eu sunt foarte nerăbdătoare să-l văd. Voi ce părere aveți? Dacă vă place, nu uitați să le dați un subscribe celor de la Cinemania pentru a-i ajuta să producă mai multe clipuri drăguțe. Ok, prieteni, primul slime din colecția mea este acesta și, doamne, este superb. Este un slime destul de glossy și, din câte vedeți, curge foarte ușor, dar ca și calitate este pur și simplu superb, pe lângă faptul că are și o culoare foarte frumoasă. Doar uitați-vă câte chestii poți să faci cu el. Poți să lași imprimeuri, poți să îl întinzi aproape la infinit, pentru că este foarte calitativ. Sincer, nu mai țin minte în ce circunstanțe l-am făcut și ce ingrediente am folosit, dar este foarte, foarte calitativ. Unul dintre slime-urile mele preferate dintre toate timpurile în raportul calitate, dar uitați-vă și ce culoare frumoasă, adică pe lângă faptul că este super, extra, mega calitativ, are și o culoare super aprinsă. Așa un verde foarte, foarte frumos, un slime extrem de glossy. Doar uitați-vă cum curge. Din câte vedeți, sunete face și nici nu pot să vă transmit cât de plăcut este acest slime la atingere. Să trecem la următorul slime din noua mea colecție. Următorul slime îl țin în acest recipient de buze. Hai să-l vedem. Uitați-vă ce culoare ciudățică are. Are așa o culoare a pielii, aș spune eu. Acum hai să-l scoatem de aici. Și totuși, chiar și dacă are culoarea asta destul de palidă, mie îmi place foarte mult. Face sunete, la fel este glossy ca slime-ul verde pe care tocmai vi l-am arătat, însă este un pic alt gen de glossy pentru că are și câteva din astea biluțe. Uitați-vă, biluțele sunt aici, sunt așa albe și totuși el încă face sunete foarte puternice. Este mega plăcut la atingere și, sincer, culoarea asta nu mă face să vreau să-l arunc sau ceva pentru că îmi place. Este o culoare palidă, dar una palidă plăcută. Următorul slime este acest slime galben și, din câte țin minte, ăsta trebuie să fie un slime extra fluffy. Hai să vedem, o să vâr degetele aici. Ok, pare a fi ceva de el. Vai de mine, da, chiar este fluffy, doar că aici la suprafață s-au ridicat biluțele și o să încerc să le amestec, dar în sine este foarte pufos și culoarea îmi place extrem de mult. Este așa un galben foarte aprins și foarte plăcut. Hai să vedem ce putem să facem cu acest slime. Putem să-l întindem în modul următor. Sunete nu cred că face, deși merită încercat. Hai să ascultăm.
Ok, și ăsta face sunete, însă se vede diferența dintre primele două slime-uri care erau glossy și ăsta care este fluffy, dar mie îmi place extrem de mult și acesta, tocmai pentru că este diferit și pentru că are o culoare foarte frumoasă. Iar alt slime super mega cute este acesta. Doar uitați-vă ce culoare frumușică de albastru. Nu cred că am mai avut vreodată genul ăsta de nuanță de albastru. Am avut multe slime-uri albastre, dar niciodată n-am reușit să obțin acest gen de nuanță. Este extrem de plăcut la atingere. Este undeva între fluffy și nici nu știu cum să-i zic. În orice caz, este un fluffy mai solid, cred că ceva între fluffy și butter slime. O să-l întind ca să-l vedeți mai bine. Doamne, mie îmi place extrem de mult și se văd și steluțele prin el. Și din câte ați auzit, face și sunete. Hai să ascultăm. Ok, sunete face, însă sunt destul de vagi. Acesta este următorul slime și din câte văd, mi se pare că este extrem de fluffy. Doar uitați-vă câte bule a făcut aici. Hai să ascultăm. Vai, extrem de plăcut. Hai să-l scoatem acum de aici. Are o culoare extrem de dubioșică de verde. Nici nu știu ce nuanță de verde e asta, dar în orice caz este diferită de primul slime pe care vi l-am arătat. Primul verde. Și am așa o senzație că ăsta face niște sunete extra puternice. Să vedem. O, da, ăsta cu siguranță este foarte bun la sunete. Este extra mega plăcut la atingere și sincer mie îmi place această nuanță de verde. În general mie îmi plac toate nuanțele de verde, verdele fiind una dintre culorile mele preferate. Wow, cred că ăsta a făcut totuși sunetele cele mai puternice din ziua de astăzi. Nu sunt sigură, dar în orice caz ăsta este extra bun pentru a face sunete cu el. Ok, da, ăsta curge, ceea ce este de apreciat și vreau să văd și imprimeurile de degete. Ok, și la capitolul ăsta este foarte bun. Următorul slime, să vedem care e faza cu el. Wow, este atât de deosebit, nu știu, are o culoare așa albăstruie. Este și foarte tare. Și totuși are și niște biluțe din astea. Wow, ăsta își păstrează forma extra rigid. Ăsta se întinde foarte greu, dar ce are, măi? Se întinde extrem de greu. Și totuși se întinde. Ciudat. Sunt foarte confuză. Nu știu ce părere să am despre slime-ul ăsta. Pentru că nu pare că are o structură foarte plăcută de slime și în același timp se întinde. Ok. Este dubios. Și sunete face. Ceea ce este ciudat. Bine, dar știu clar ce nu face slime-ul ăsta. Nu cred că pot să-mi las imprimeuri de degete în el, să vedem. Cum ziceam, e prea tare pentru asta. Următorul slime este acesta și iarăși avem o nouă nuanță de verde, doar că de data asta cu multe, multe decorațiuni. O, Doamne, sunt foarte multe, e full. Uitați-vă, este full de decorațiuni. Acesta ar trebui să fie un crunchy slime, pentru că are foarte multe chestii care ar trebui să-l facă crunchy. Dedesubt, baza slime-ului este destul de glossy și din câte vedeți, slime-ul ăsta este extrem de mare pentru că aș putea să-l întind pe toată masa.
Exact așa. Și vreau să văd dacă face sunete. Oh, wow, Doamne, este foarte mare. Hai să vedem. Asta ar trebui să facă sunete puternice pentru că are și decorațiunile astea. Ok, da, într-adevăr a făcut sunete destul de puternice, însă nu știu, mie în sine nu prea îmi plac ca și structură crunchy slime-urile, pentru că mi se pare că decorațiunile astea într-un fel te încurcă să te bucuri de slime, pentru că mereu dai de ele și mereu face sunete, însă da, într-adevăr și crunchy slime-urile au... părțile lor bune, sunt mai deosebite, iar cât despre culoare, mie mi-amintește de culoarea Crăciunului, verdele la crăciunistic, plus că se mai văd aici decorațiunile astea aurii și roșii, chiar mi-amintește de un brad sau ceva, nu știu. Iar următorul slime este acesta și nu mai țin minte cum arată. Oh, vai, arată foarte ciudat, este full de biluțe din astea la suprafață, care s-au întărit foarte tare. Ia să vedem. Wow, ați văzut cât de ciudat arată pe dedesubt? Pe dedesubt este un glossy slime, iar decorațiunile pur și simplu au ieșit la suprafață. Wow, cât de frumos arată aici. Hai să încercăm să încorporăm decorațiunile astea la loc. Și, prieteni, cred că am reușit în sfârșit să încorporez decorațiunile măcar parțial și vreau să ascult dacă face sunete. Ok, sunete face, dar mie nu mi se par atât de puternice. Are iarăși genul ăla de structură în care nu cred că poți lași imprimeuri de degete. Oh, ba da, poți, nice. Acesta, prieteni, este următorul. Să îl vedem. Este destul de portocaliu și are aici ceva, nu știu ce e asta. Cred că ceva, o decorațiune. Ok, să îl scoatem de aici. Și ăsta este slime-ul pe care l-am scos. Se întinde foarte bine și are iarăși o structură foarte ciudățică. Nu-mi dau seama cum să vă descriu, dar în orice caz, chiar și dacă se întinde, el în sine este destul de solid. Adică mă mir că se întinde în halul ăsta, dar eu apreciez. Sunete clar nu face pentru că este destul de solid, cum ziceam, să vedem imprimeurile. A, cu foarte mare greu. Asta cu siguranță nu o să curgă, dar cred că din asta pot să fac o floricică drăguță. Da, cum ziceam, din asta clar pot să fac o floare. Acesta este următorul, o nouă nuanță de verde. Wow! Ok, la asta nu mă așteptam. Nu știu de ce a avut reacția asta, probabil se lipise într-un fel de capac. Ok, este o nouă nuanță de verde pentru că acest slime conține foarte mult scripici. Să-l vedem. Uitați-vă doar cât de adorabil este. Iarăși mi-amintește de ceva de Crăciun, nu știu, un brad cu decorațiuni și wow, se întinde extrem de bine. Cred că face și sunete. Da, face și sunete. Deci slime-urile de astăzi care au fost verzi au fost foarte zgomotoase. Ceea ce mie îmi place. Are o structură mega plăcută și pe lângă asta are și o culoare foarte deosebită, foarte, nu știu, festivă. Deci eu sunt extrem de mulțumită de el și uitați-vă cât de mic e și face niște sunete, zici că e un slime din ăla super mare. Iar ultimul slime, prieteni, este acesta și din câte îmi dau eu seama este extra fluffy. Să-l vedem.
Wow, da, chiar este super mega fluffy, de o structură extrem de plăcută. Să-l scoatem de aici. Deci, cu slime-ul ăsta fluffy sunt sigură că pot să fac multe chestii pentru că el combină în sine și structura de fluffy și structura de glossy. Nu știu cum a reușit, dar în orice caz este mega plăcut la atingere și se întinde foarte bine. Foarte super, să ascultăm sunetele. Ok, cred că și ăsta este unul dintre slime-urile mele preferate de astăzi, pentru că îmi place extrem de mult și culoarea. Este o culoare extrem de aprinsă și foarte frumoasă. Oh, imprimeurile sunt pur și simplu superbe în genul ăsta de slime. Vai, este foarte frumos. Nu mă pot opri din a mă juca cu el. Superb! Deci, prieteni, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost Laura și ne revedem în videoclipul următor. Pa, pa!